După semieșecul de vineri de la judecătoria Ciocana, când doar un demers din cele 6 a fost acceptat, Procuratura Anticorupție a depus un recurs prin care cere ca toate bunurile de peste hotare ale lui Vladimir Plahotniuc să fie puse sub sechestru. Singurul demers acceptat până acum va fi aplicat asupra 10 bunuri imobile, 6 apartamente și 4 spații nelogative din țară, estimate la un preț de peste 33 de milioane de lei. Celelalte 5 demersuri respinse deocamdată se referă la punerea sub sechestru a vilelor din Elveția, Franța și România, 5 autoturisme și o barcă înregistrate în Elveția, precum și 4 autoturisme înregistrate în Moldova, în valoare de 7,7 milioane de euro. Procurorii susțin că au suficiente probe care să demonstreze că bunurile sunt ale fostului președinte al PD, chiar dacă acestea au fost înregistrate pe numele unor persoane terțe. Recent, Vladimir Plahotniuc a primit un nou mandat de arest, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru 3 capete de acuzare, crearea și conducerea unei organizații criminale, excrocherie și spălare de bani.